Proces cu amânare, dar și cu scandal pentru Liviu Dragnea la înaltă curte de casație și justiție. Câteva zeci de pensionari s-au contrat cu protestatarii rezist în fața instanței supreme, unde astăzi a avut loc un nou termen în dosarul angajărilor fictive, în care liderul PSD a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare în primă instanță. Dacă în camera de judecată nu au existat surprize, avocații cerând o nouă amânare, acțiunea propriu-zisă a avut loc în fața sediului în altei curs de casație și justiție, unde cei din taberele pro și anti s-au certat fiind despărțiți de jandarmi. Pe domeniul public, nu putem să Liderul PSD nu s-a prezentat astăzi la Curtea Supremă. Cei doi avocați ai săi au precizat că vor avea solicitări de probe și au cerut amânarea, iar instanța a decis ca următorul termen al procesului să fie pe 3 decembrie. În motivarea deciziei de condamnare din acest dosar, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție arată că liderul PSD a adoptat o conduită nelegală, antisocială și imoralistă morală, în dezacord cu rangul demnității publice deținute.